fiecare divizie a avut o istorie a ei. Dacă la electronice am văzut o scădere temporară, astăzi asistăm la o revenire treptată la valori apropiate celor dinainte de pandemie, pentru că observăm un consum de electronice destul de crescut. Munca de acasă ne-a dus la un consum mai mare de electronice. La sticlă, la fel, piața și-a revenit. Acolo unde însă am avut o problemă și problema rămâne este cea din zona plasticelor și a PET-ului.